Orice accident în zona aia ar putea avea consecințe foarte grave asupra cetățenilor din orașul Sebeș. Ok, în cazul în care această petiție va fi semnată de un număr impresionant de oameni... Da, până acum au semnat 210 persoane. Și ce urmăriți, sau câte semnături și ce să se întâmple exact după? Urmărim exact procedura legală. Deci noi avem drepturi. Dacă Agenția de Mediu o să semneze, o să elibereze o decizie de emitere a autorizației integrate de mediu, o să mergem mai departe exact pe ce spune legea. O să urmăm pașii, probabil o să angajăm un avocat. Și o să ajungeți în instanță. Și o să ajungem în instanță în cazul în care nu se vin cu informații corecte, reale, cu un punct de vedere corect și real din partea Agenției de Mediu, ca să vă exprim mai bine și să înțelegeți mai bine, procedura de autorizație înseamnă și o ședință, se numește ședință CAT, se formează o comisie de analiză tehnică unde documentația este analizată. Și noi analizăm, că și noi, publicul interesat, s-au depus niște documente și noi trebuie să le analizăm. În urma analizării venim cu o părere, pe care o să îi spunem și aici, o să vedeți părerea noastră. Și noi ne dorim ca autoritățile să vină cu un expert. Legea spune că în cazul în care o procedură este mai complicată și este necesară nevoia de a aduce un expert, ei pot să contracteze o persoană expertă să vină să verifice amplasamentul sau absolut tot ce ține, pentru că este un amplasament cu riscuri foarte mari. Și noi vrem să fie totul corect și cinstit, noi să fim corect informați și transparenți, ca să fie totul bine. Vă mulțumim!